Cum? Frate Marcel, în primul rând, în lucrarea asta nu există succes. Am fost acolo sus, nu-i nimic fain acolo. Știu, dar totuși unii, așa-l consideră, ce, bă, da. Uite ce succes are Cristi Boariu. Succesul nu înseamnă numărul de vizualizări. Succesul una, a fi populară e alta. Eu dacă mă duc la Amvon și spun asta cu toată responsabilitatea și cei din sală stau pe telefon, eu nu-i acuz pe ei. Pentru că i-am ieșit cu voi nu odată la restaurant pe aici în Spania și n-am stat pe telefon. Dacă mâncarea e bună, nu stai pe telefon. Vorbesc pe limba noastră. Da, da, da. Sunt foarte deschis cu voi pentru că generația care se uită apreciază lucrul ăsta. De prea multe ori, mulți s-au blocat în lucrare, că au așteptat lucruri fenomenale de la Dumnezeu și Dumnezeu a zis nu, fă un pas. Cuvântul tău este o candelă, nu un far de 2 km, un pas. Fă un pas și o să vezi următorul pas. Au fost unor probleme pe partea financiară în care eram la un pas să pierd casa în care stăm acum. Mai iartă-mă, te rog, că intervin, dar n-ai cum să-ți pierzi casa că tu ești miliardar. E așa am auzit de internet. Da. Că am auzit că faci mulți bani din predici, că te țin pastorii, te țin pe mulți bani. Să nu spui acum că tu pierzi casa cu datorii și cu din astea, că nu te cred. Să fai tu datorii, să chiar așa să fie. Frate Darius, o știu Dumnezeu cum să ne țină ca să rămânem în smerenie lângă El. Chiar acest m-a spus cineva și sunt foarte deschis cu voi, frate Cristi, am auzit că pe o oră iei 1500 de euro. Am fost zilele trecute la câteva mormântări. 58 de ani, 14 ani, 6 săptămâni. Se moare oameni buni. Cristi Boariu poate să nu mai ajungă acasă în România. Ce rămâne în urma mea? Gresie, faianță, blocuri? Am făcut bani? Am construit nu știu ce? Nu. Să nu mă va întreba câți bani am făcut. Dumnezeu mă va întreba, te-am binecuvântat ca să fie o binecuvântare. Pe unul e binecuvântat Domnul cu bani, pe altul e binecuvântat cu darul de a predica, pe altul e binecuvântat cu darul de a organiza. Eu trebuie să-mi folosesc fiecare dar să fiu de folos celor de lângă mine. Atunci când Dumnezeu cheamă pe cineva în lucrare, persoana respectivă va avea un singur scop în viața asta, înaintarea lucrării lui Dumnezeu. Când omul vrea să fie într-o lucrare, dar nu-i chemat de Dumnezeu, va avea un alt scop, să-și mențină poziția cu orice preț. Poate supăr pe cineva dacă se pocăiește și îl supăr, slăvit să fie Domnul, vreau să supăr. Dragi prieteni, iată-ne din nou în cadrul emisiunii noastre, așa cum bine știți, de fiecare dată venim înaintea voastră cu cineva important, cu oamenii al lui Dumnezeu, cu cei mai importanți oameni de pe fața Pământului, că pe ăștia bagă seama inclusiv Dumnezeu. De data asta avem împreună cu noi un om pe care l-am stat de multă vreme, un prieten drag de al nostru de mulți, mulți ani, fratele nostru Cristi Boariu. Cristi, chiar apropo, mi-aduc aminte acum, cred că eu am fost printre primii oameni care te-am chemat în Spania, așa e? Da. Avem o relație de mulți ani de zile și am tot vorbit noi așa, am discutat între noi, prieteni fiind cu Marian, cu Marcel, oare când o să putem să facem să vină și Cristi Boariu? Na, iată că în sfârșit ești aici, aș vrea să te prezinți puțin pentru cei care nu te cunosc, cred că mai sunt și din aia, în lumea asta largă. Cine-i fratele ăsta Cristi Boariu? Și spune câteva cuvinte despre tine și două saluturi pentru oamenii care ne urmăresc. Obișnuiesc să spun când sunt întrebat cine ești, sunt un simplu copil, tatăl meu ține însă în mână universul. Slavă Domnului! Pentru că, iubiții mei, tot ceea ce suntem, suntem din cauza chemării pe care Dumnezeu ne-a făcut-o și din cauza jertfei de la Calvar. Sunt Cristi Boariu, născut în 1986, am o familie frumoasă, o soție extraordinară, 7 copii recent și sunt binecuvântat să fiu aici între voi. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Mulțumim că ai acceptat invitația noastră la emisiunea aceasta. Scopul și motivația pentru care am vrut să te invităm astăzi aici e că vrem să vorbim despre câteva lucruri despre care tu în mod normal poți vorbi în cadrul în care te miști. Acum, tu ești predicator, mai toată viața ta, să zicem, de la o vârstă oarecare de acum câțiva ani de zile, e în jurul Amvonului. Și adeseori nu prea poți să vorbești din greutățile pe care le ai în viață, bucuriile private, particulare pe care le ai. Și probabil că unii oameni nu te înțeleg și nu te cunosc în măsura în care ar trebui să te cunoască, adică așa ca pe slujitorul Cristi Boariu, care are și viață particulară și viață privată, pentru care nu toate lucrurile sunt roz, ci adeseori le predică unor oameni cu zâmbetul pe buze în timp ce inima lui e răvășită, nu? Și motivația pentru care am vrut astăzi să fii cu noi, să le povestești puțin ascultătorul nostru despre cum arată viața lui Cristi Boariu. Nu viața de la Amvon, ci viața ta privată. Sigur că dacă ai încercat să spui lucrurile astea într-un alt cadru, ți-ar zice oameni, domnule, predică cuvântul lui Dumnezeu de la Amvon. Și probabil că au dreptate, că nu vrem neapărat să-i contrazicem. Dar am creat contextul acesta împreună cu Marian aici și cu Marcel, tocmai pentru ca să stăm de vorbă și să asculte prietenii noștri, ascultătorii noștri, că probabil că sunt unii dintre ei care și-ar dori să fie predicatori, și-ar dori să aibă viața ta și chiar nu știu la ce se înhamă, să zicem așa. Cum arată o zi din viața ta
de luni până vineri, exceptând mersul la evanghelizări. Într-un mod special, luni ați revii după durerile de cap care le-ai avut în timpul weekendului. Și durerile alea de cap și starea de oboseală te însoțesc luni, marți, este când îmi revin doar miercuri, însă nu stau în pat până miercuri, bineînțeles, și să zic că îmi revin eu cumva. Iubiții mei, viața de slujire, cum o știți unii dintre voi, e o viață care, ceea ce se vede pe YouTube, e doar partea frumoasă, să zic, sau partea ușoară. Adică în momentul când mergi la amvon și ai predicat o oră, 45 de minute, nu e ceva complicat, să zic. Dar în spate însă sunt foarte multe sacrificii care se fac, nu ne plângem de ele, dar sunt o realitate lucrurile astea. Eu sunt implicat în mai multe proiecte în momentul de față și cam tot timpul am fost implicat. Am înțeles că omul care are timp liber are și timp liber de prostei și atunci ca să fii implicat 100% e o chestie care te ajută foarte mult să fii focusat pe anumite domenii, să-ți înțelegi chemarea. Astfel, chiar din timpul liceului și a facultății am început să fiu implicat mai întâi în slujbele bisericești. Orchestră, cor, fanfară, cântări în comun, mici îndemnuri, undeva pe la 19 ani am început cu aceste îndemnuri. Apoi am lucrat la Resurse Creștine câțiva ani în timpul de facultate, resursecreștine.ro. A fost un proiect foarte fain, aveam 10.000 de oameni care intrau în fiecare zi pe acel site. Nu era YouTube în vogă cum este acum. Uneori la 3-4 dimineața mă culcam în anii de facultate. Încercam să mă gândeam, Doamne, dacă eu plec mâine, n-ar fi fain să rămâne ceva în urma mea. Asta a fost gândul meu întotdeauna. Și atunci, în timpul de facultate, am început să fac, să lucrez pe proiectul acesta cu încă 4-5 băieți din Timișoara. M-am căsătorit apoi, au început să vină copiii, dar implicarea mea a continuat alături de soția mea. Vreau să spun ceva foarte important aici. Dacă ai dar de la Dumnezeu, dar n-ai lângă tine pe cineva care să recunoască darul ăsta, e vorba și de soție, e vorba și de păstor, e vorba și de comunitatea în care trăiești. Darul tău nu poate fi dezvoltat la capacitatea la care Dumnezeu te-a chemat să-l ai. Și atunci soția mea, duc aminte, îmi spunea, m-am rugat de când eram mică pentru un slujitor. E adevărat, nici ea nu a știut și nici eu n-am știut ce înseamnă un slujitor cu adevărat. Pentru că oamenii au impresia, bă... Tu te-ai rugat să primești un slujitor. Da. Și ai primit. Da, am primit, mulțumesc Domnului. Oamenii au impresia, în afară că merea și vorbește 45 de minute la vor, nu omul ăsta nu face nimica. Și nu numai ei au impresia despre mine, poate și despre colegii de-ai mei. Hai să o facem puțin mai practică. Da. Când ți-ai dat seama de chemarea ta, să zicem, sau de darul, că tu deja ai început să slujești în biserică, ai spus, chiar ai căutat în muzică, dacă zicem așa, ai vrut să-i fii implicat. Când ți-ai dat seama de darul acesta, că ai putea să începi să predici și când ți-ai dat seama că ai asta putea chemare, să ajungi păsor? Da. Până la urmă, trebuie să o înțelegi tu în interiorul tău. Ar putea să o spună și alții, la început poți să mergi să dai un îndemn sau poți să ții o predică, nu înseamnă că asta o să te facă să devii păstor. Corect. Da. Vreau să încep cu începutul, pentru că să nu sărim de la slujire. Cu oamenii se uită la slujire, dar nu văd ce a fost în spatele slujirii. Super, sau super. În spatele chemării. La 14 ani, până la 14 ani, am avut o viață, aș putea spune așa, ca și mult adolescenți. Și asta o spun și ca o încurajare pentru părinți. Să vedeți în viitor adolescenți un potențial lui Dumnezeu, chiar dacă inițial nu se vede lucrul ăsta. Am primit nașterea din nou, am avut nașterea din nou undeva pe la 14 ani, apoi foarte la scurt timp am primit Duhul Sfânt, prin botezul cu Duhul Sfânt. La 17 ani botezul în apă. Eram un creștin normal care mergea la biserică, cum fac cei mai mulți. S-a întâmplat ceva la 19 ani foarte interesant. Bunica mea a fost pe moarte într-o seară. Mama mea m-a sunat din spital și a zis, Cristi, te îmbraci. Eram deja în pijamare, m-am îmbrăcat rapid, era 12 noaptea, vii repede cu medicamente. Nu, spitalul nu avea medicamentele necesare. Am găsit o farmacie non-stop, am intrat în spital, am văzut-o pe bunica mea albă, cavarul la față și mi-am dat seama că dacă Dumnezeu nu intervine în câteva ore, bunica mea pleacă. Atunci s-a întâmplat ceva foarte interesant, ce doar o dată în viață am păzit, dar a fost suficient. Am intrat, am pus medicamentele pe dulapiorul care era în salonul bunicii mele, m-am uitat la ea și am auzit o voce. Dacă pleci în seara asta, cu ce vine înaintea mea? Nu s-o referi la mântuire, s-o referi la răsplătire, la slujire. Am ieșit din salon crezând că voi ușa aia doar în salon. Copilărie. Am crezut ca un copil lucrul ăsta. La fel, vocea aceea a continuat pe hol. M-am dus în mașină, am băgat cheia, am dat drumul la motor, am crezut că vocea aceea nu se mai auzi. În timp ce mergeam spre casă, vocea aia îmi spunea, tu cânti cântări frumoase la cor bărbătesc, la fanfară. Chiar mi-a mintit vocea aceea a Domnului de o cântare care o cântam, dar nu o trăiam. Și cântarea spune, am dat eu oare cel mai bun lui Iisus?
M-am dus acasă, erau poate minus 14, minus 15 grade, era un fric foarte tare, era iarnă, m-am băgat jos la, m-am dus jos la, în pivniță să fac focul pe lemne, cazan, am dat drumul la foc și când mă uitam la focul ăla cum arde, din nou tot ce mi-a spus, așa vreau să arzi tu pentru mine. Am închis ușa la cazan, am stins becul în pivniță și m-am pus pe genunchi și acolo am zis, Doamne, vreau să fie seara asta, seara în care nu doar să mă duc la biserică, nu doar să fiu botezat. Sunt mulți care doar asta fac și nu vreau să-i judec astăzi la emisiunea asta, ci vreau să-i provoc astăzi. E diferență colosală. M-am plecat acolo pe betonul rece și inima mea s-a prins un foc. Și din momentul acela am înțeles că trebuie să mă dedic 100% lui Dumnezeu și că atunci când Dumnezeu te cheamă, nu te cheamă cu o jumătate de măsură sau cu un chibrit sau cu... Am o expresie pe care o folosesc foarte des în predici. E ușor să faci focul, e greu să întreții focul. M-am ridicat de pe genunchi și am zis, Doamne, de astăzi, oriunde mă cheme, orice, eu vreau să fac voia ta. Mă duc foarte repede. A venit facultatea, 19-23 de ani, loc de muncă, am început o casă în Arad, m-am căsătorit, la scurtă vreme Dumnezeu, prin fratele Răducanu Cornel, pentru care am toată prețuirea, un om extraordinar, un om al Dumnezeu, am slujit de două ori la Deva și fratele Cornel mi-a spus, după ce am slujit de două ori la Deva, venind de la Arad, frate Cristi, ai două săptămâni să-mi dai răspuns dacă vii sau nu în slujire. Cristi, eu te-aș întreba, în perioada asta de la 19 ani la 23 de ani, cât de tare te-ai implicat, având în vedere că tu deja ai avut o chemare specială, să zicem, de la Dumnezeu, pe care ai auzit vocea asta care spuneai, anii ăștia, cum te-ai implicat? Sau te-ai pregătit mai mult? Cum a fost slujirea ta? Da. Cum au arătat anii ăștia? E foarte bună întrebarea, pentru că oamenii acum pe YouTube zic, wow, merge Boareu la 400 de persoane, numai la aia predică. Ultima biserică la care am predicat săptămâna trecută, cred că au fost 15 persoane. Nu mă uit la număr de persoane, dar vreau să spun ceva din spate. Au fost 4 ani în care am mers în Oltenia, au fost 4 ani în care mergeam pe sate, în județul Arad, au fost 4 ani în care nu odată am zis, când am coborât de la Amvon, eu aici nu mai urc niciodată. Mă vedeam neputincios și acum am dau seama că depind în totalitate de Dumnezeu. Dar pentru că era un dar pe care îl foloseai la început, nu știam foarte bine să administrez darul acesta. Și totuși, Dumnezeu nu disprețuiește începuturile slabe. Am crescut așa. Ce înțelegi tu prin administrarea darului acesta? Adică, îi dai la un om, din punct de vedere spiritual, o armă, da? E clar că nu o să fie... Azi citam pe avion exact pasajul lui David cu Goliat, da? Fac o paranteză care mi se pare importantă. Trei perspective în acel text. Poporul se uită la Goliat și la Dumnezeu și vede pe Goliat mai mare. Goliat se uită la David și la Dumnezeu despre care vorbește David și nu-l vede pe Dumnezeu, numai pe David și spune că ăsta rezolvă imediat. Și David se uită la Goliat și spune Dumnezeu meu e mai mare ca și tine. Atunci când administrezi o praștie, un dar de la Domnul, o sabie a Duhului, un cuvânt pe care Dumnezeu te cheamă să-l ai, o slujire, întotdeauna mi-am dorit să nu fiu încă un om care ajunge la ambon. Să fiu încă un om care cântă la chitară sau la pian. Slujești la aceste instrumente când e nevoie. Iubiții mei, am vrut să am impact în momentul când slujesc. Asta a fost dorința mea. Eu dacă mă duc la amvon și spun asta cu toată responsabilitatea și cei din sală stau pe telefon, eu nu-i acuz pe ei. Pentru că i-am ieșit cu voi nu odată la restaurant pe aici în Spania și n-am stat pe telefon. Dacă mâncarea e bună, nu stai pe telefon. Da? A, Cristi, asta e super interesant. După aia lăsăm și pe Marcel să întrebe. Dacă oamenii nu-și dau seama că ceea ce fac ei nu au impact. Sau să zicem, el atâta știe că s-o pregăti și o ținut tema și chiar dacă doarme toată lumea, știe ce zice el? Bă, da, lasă că ăștia nu-s pocăiți, eu fac, Dumnezeu m-a chemat într-o slujire, eu îmi fac lucrarea și am plecat. Spune Biblia despre Domnul Iisus că el învăța ca unul care avea putere. M-am uitat la Domnul Iisus și aș vrea să spun ceva foarte important. Putea Iisus Hristos să vină cu Deuteronomul să zică, vă reciți pe de rost Deuteronomul, căutați-mi vă rog greșelele. Dă-i. Nu a făcut asta. Ce a făcut Domnul Iisus? Domnul Iisus a adus principiile Scripturii și le-a făcut relevante pentru generația aceea. Pilda asemănătorului, pilda nevodului, samaritanul milostiv, alte lucruri. Dacă sala nu mă ascultă, dacă tinerii stau pe telefon când eu slujesc și când predic, înseamnă că n-am reușit să aduc principiile Scripturii relevante în 2022. Eu nu mai pot să mă duc doar cu pilda nevodului la tineri. Nu pot să mă duc la David și Golea să le vorbesc cu o oră, pentru că ei într-o oră pe TikTok, așa fac, și-au văzut 1000 de videouri poate, cu 50 secunde fiecare, da? Sau 30 secunde. Și atunci provocarea mea asta a fost tot timpul, Doamne, m-am uitat la tine, tu ai fost ca și unul care slujea cu putere.
care era diferența între Domnul Iisus și ceilalți farisei și cărturari? Că așa făceau o slujbă, știau, aia Biblia, derupeau. Mai spun ceva. Am înțeles că oamenii, când eu slujesc, nu trebuie să rămână impresionați, ci cercetați. Dacă oamenii zic, băi, ce știe Boariu Biblia, eu am venit deja acolo. Dacă eu mă uit la unul care cântă la chitară sau la pian și rupe pianul ăla, da? Și eu după cântarea lui n-am spus, vreau să fiu mai aproape de cer după cântarea asta. El și-o găsește menirea la cântarea aia. Pentru că Biblia, după ce predică Petru, oamenii au rămas străpunși în inimă. Și am zis, Doamne, asta vreau și aia 4 ani. Și acum mă frământă lucrul ăsta. Pentru că biruința de ieri nu mi-asigură succesul de astăzi. Și acum când mă duc la o conferință, mă duc la o biserică, îmi las 7 copii acasă și stau și mă gândesc, Doamne, dacă fac niște sacrificii care nu se văd poate în spate, ajută-mă și fii cu mine și depind de tine în totalitate. Dar în același timp mă și stresez și mă frământ, bun, cum să duc mesajul relevant pe limba celui care mă ascultă? Adică pe limba noastră asta, Marcel. Da. Voiam să continui, înainte să pui, să nu ți-o întrebare, că vreau să-l las pe el să continue, să-și continue de la chemarea la Deva, pe care a făcut-o fratele. Tocmai asta era întrebarea mea. Da? Am vrut să întreb la Deva, te-ai mutat înainte de a te căsători sau... Nu, m-am căsătorit în 10, azi 10 a 2010, apropo, nu uit data anunții, așa am pus să nu uit. E greu să uit. Da, și în... În 2013 a venit chemarea fratelui păstor din Deva, o chemare la care nu mi s-a pus înainte nimica. Nu mi s-a spus, dacă vii, te facem așa. Și... Erai slujitor sau aveai vreo funcție sau pur și simplu predicai și... Predicam și slujeam în biserica locală din Arad, o dată pe lună, la un îndemn de 15 minute, 20 de minute. Mai mergeam într-o parte în alta. Tu ai crescut, de fapt, în biserica fratelui Ianca, nu? Da, fratele Micurescu Eugen și fratele Iosif Ianca, ei au fost păstorii mei, am tot respectul pentru ei. Și le mulțumesc că la 19 ani mi-au dat încredere, ca să spun așa. Adică un tânăr din sală să-l pui la un îndemn la 19 ani și să nu zici, las că nu a fi nimic de asta. Tot aprecierea. Aveam casa începută în Arad, slujeam într-o biserică de 1000 și ceva de persoane și chemarea fratelui Educanu... Aș fi vrut să repeți asta ca să înțeleagă oamenii că tu înainte să fii predicator aveai casa începută în Arad. Da. Da. Pentru da. Că o să te întrebăm după aia câteva lucruri și astea sunt foarte importante chestiunile astea. Da. Da. Continuă, drog. Oamenii, poate nu văd lucrurile astea, dar iubiții mei, atunci când Dumnezeu cheamă pe cineva, acea persoană pe care Dumnezeu o cheamă, trebuie să lase în spate ceva. Adică dacă nu te costă nimica slujirea pentru Domnul, slujirea aceea nu va avea niciun impact. Mi-am lăsat prieteni, am lăsat... Nu mai spun că au fost oameni din țară mari în funcție care au zis, ai mers să faci orchestră la Deva? Dar mă întorc un pic în spate. În 2008, suntem pentecostal de mâncare a Duhului Sfânt, în 2008, la o seară, în județul Bihor, un proroc s-a apropiat de mine și a zis, tânărule, știi ce mi-a spus Domnul? La vremea potrivită va pune lângă tine oameni care te vor ridica acolo unde eu vreau să ajungi. N-am înțeles foarte atent lucrarea asta. Era la începutul slujirii, 2008, eu, era ultimul an de facultate, 2008. Bun, mă întorc. Am zis, Doamne, să plec sau să nu plec? Și Dumnezeu mi-a spus printr-un profet așa, dacă nu pleci acum, vor trece ani și mă vei întreba, Doamne, unde sunt făgăduințele care mi le-ai făcut mai de mult? Să legat de lucrarea din spate. Și zic, Doamne, acum trebuie să pleci. Am plecat, repet, am plecat fără nicio promisiune din partea bisericii. Nu mi-au zis dacă vii la noi te facem păstor, că alții zic, eu auzi, mă, nu știu, dar să plec, să nu plec, oricum o să fie dincolo, ce o să mă fere, o mașină, Lamborghini, ce o să mă dea, BMW? Vorbesc pe limba noastră. Da, da, da. Sunt foarte deschis cu voi pentru că generația care se uită apreciază lucrul ăsta. De prea multe ori, mulți s-au blocat în lucrare, că au așteptat lucruri fenomenale de la Dumnezeu și Dumnezeu a zis, nu, fă un pas, cuvântul tău este o candelă, nu un far de 2 km, un pas, fă un pas și o să vezi următorul pas. Am venit la Deva cu ajutorul Domnului și a fost o colaborare pe care am avut-o și o am și astăzi cu fratele Cornel Ducanu. În urmă cu o lună, fratele Cornel Ducanu mi-a predat ștafeta, ca să spun așa, și am spus atunci, în plen, și o spun și astăzi, în 9 ani, nu ne-am certat niciodată. Vreau să fac o subliniere pentru toți cei care mă ascultă și sper și colegii mei slujitori să mă asculte și chiar dacă sunt mai tânăr ca ei să poată primi un gând frumos. Atunci când Dumnezeu cheamă pe cineva în lucrare, persoana respectivă va avea un singur scop în viața asta, înaintarea lucrării lui Dumnezeu. Când omul vrea să fie într-o lucrare, dar nu-i chemat de Dumnezeu, va avea un alt scop, să-și mențină poziția cu orice preț. Poate supăr pe cineva dacă se pocăiește și îl supăr, slăvit să fie Domnul, vreau să supăr.
Acum nu trebuie să te gămami, nu? Nu m-a pus să spun ceva foarte important. Nu pot să fac amândouă lucrurile astea în paralele. Deci eu nu pot să caut înaintarea lucrării și în același timp să mă apăr și poziția mea. Întotdeauna, numai un om mic, la un om mic e frică de concurență. La un om al lui Dumnezeu nu e frică de concurență. Pavel nu a zis, băi Timotei, hai să facem cumva putită asta, mă, să nu mai punem la voturi, mă, omule bun. Haide, dacă se ridică asta, ce mai face pruncul meu sau nepotul meu sau vărul meu? Nu. Păstorul meu, când am ajuns la Deva, o zis în fața comitetului următoarele cuvinte care n-am strălut niciodată. Cristi nu a venit să ia locul nimănui, Cristi a venit pe locul lui. Și am apreciat lucrul ăsta. Câți oameni ai mai cunoscut din aceștia de atunci? Îți rar oamenii care fac lucrurile astea. Pentru că asta înseamnă să cauți folosul lucrării, să cauți folosul înaintele Evangheliei și nu folosul tău neapărat. Ai ajuns undeva. E perfect. Acum ai ajuns pastor principal undeva și, să zicem, oamenii totuși, până acum ce am vorbit, se uită tot la tine, Cristi Boariu, slujitorul. Da. Te-am întrebat ceva la început despre cum arată o zi a ta, dar aș vrea să fie cât se poate de practică, dacă se spune așa. Mă trezesc. La ce oră te trezești tu normal? Din cauza că lucrez cu americanii... La 12:30? Nu. Lucrez cu americanii până pe la 2-3 dimineața. Mă trezesc undeva la 9. 8 dimineața, 8:30, 9 maxim. Și să vrei să dormi mai mult, nu poți că nu ai copii. Copii, da. Ei deci, au grijă. 7 copii, ultimul recent născut. Da, Matias îl cheamă, avem 4 băieți, 3 fete, Ianis, Lucas, Marcus, Matias. 4 evangheliști. Spuneam astăzi gazdei mele din Spania că mă întrebau cum îi cheamă pe copii. E ușor să pui numele de evangheliști, e ușor să pui nume din Biblie, dar vreau să și cresc cu oamenii din Biblie. Asta să-i ajută Dumnezeu. În ce ești implicat în fiecare zi? Cum arată agenda ta din ziua? Hai să zicem, lunea trecută, luăm așa, lunea trecută. Ce ai făcut tu lunea trecută? Fiecare zi la mine e diferită, frate, dar din ce cauză? Pentru că sunt implicat în următoarele domenii. Le număr și apoi, dacă vrei, le luăm pe rând. Perfect. Pe primul loc e familia. Am acest principiu în viață. Dacă se pocăiește toată România asta și eu îmi pierd copiii, n-am făcut nimica. Corect. O să spui, frate Cristi, oricum mântuirea e în mâna Domnului, nu e în mâna ta. Da, e adevărat, dar asta nu exclude faptul că avem responsabilități. Corect. Nu doar facem copii, ci și creștem copii și educăm copii. Familia, apoi slujirea. Slujirea mea se împarte mai multe domenii. Biserica locală slujesc voluntar. Asta înseamnă multe lucruri. Apoi... Asta înseamnă că nu e salar, nu? Da, nu iau salar de la biserică. De la biserică. Măcar că ai fi putut să iei un salar, dar nu e un salar. Nu mi s-a oferit lucrul ăsta pentru că sunt mai multe lucruri care pot fi discutate. Doar o parte din păstorii pentecostali de România sunt plătiți. Ok, ok. Nu intrăm în detalii. Da. Bugetul e așa cum e. În fine, familie, slujirea care se împarte în biserica locală, Asociația Miros de Cer, Cristi Boariu Ministries, locul de muncă. Cam astea sunt domeniile în care mi intră poate sute de mesaje pe zi. Și atunci provocarea mea a fost să ridic oameni în fiecare domeniu din acesta, încât să nu mai depinde de mine. Eu cred că dacă Dumnezeu cheamă pe cineva, omul ăla ridică oameni după el. Da? Pavel, în 2 Timotei, ultimul capitol, nu a zis Timotei, bă, încă nu te-am ordinat, îmi pare rău, mai vedem cum facem. Nu, eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Da? Și atunci provocarea a fost să ridic oameni. La familie n-ai cum să ridici oameni. Aici e o implicare continuă până ce copiii pleacă din casă, facultate, se căsătoresc. Dar la serviciu am început să ridic oameni în ăștia 14 ani de când lucrez în informatică, care să-mi ia din munca mea, din responsabilitățile mele. Șeful meu m-a pus să răspund 25 de oameni. Gândiți-vă ce înseamnă lucrul ăsta. Unor... La biserica locală nu te gândești să pui pe un loc tău să predice. Dacă Dumnezeu scoate încă 5 Cristi Boariu în biserica locală mâine, eu sunt cel mai fericit om. Pe o să fii supărat. Niciodată. Pentru că există o tendință, acum eu zic asta ca să, hai să zicem, de la primul pas pe care l-ai, că ziceai că de luni de zile ai preluat mandatul de pastor principal, ce faci dacă mâine, că tu ai zis asta acum, eu mă iau de ea, ce faci dacă mâine chiar se ridică 5 Cristi Boariu pe lângă tine și îi vezi că schemați în toată lumea să predice Evanghelia, oare nu-ți va fi frică ție să-ți pună scaunul în pericol? Frate Darius... Sau câți vor pune scaunul în pericol, pardon? Da, există un lucru foarte important de reținut. Când ai dar de la Domnul, nu e mai importantă funcția. Când nu ai dar, doar funcția te ține. E greu ceea ce spun, dar e un mare adevăr. Dacă se mai ridică oameni și mă rog Dumnezeu să mai ridice oameni, da?
eu voi fi primul care voi recomanda pe oamenii aceia. Eu voi fi primul care voi promova pe oamenii aceia. Dacă vor predica mai bine ca mine, eu voi fi cel mai bucuros om. Din ce cauză? Vreau să nu depindă nicio lucrare de mine. Aici e problema și noi ca slujitori trebuie să facem lucrul ăsta. Când o lucrare depinde doar de un nume, da? Lucrarea aceea nu mai depinde de Dumnezeu și asta e o problemă. Nu, eu vreau să Dumnezeu, de Dumnezeu să depindă. Eu plec, poate plec mâine din viața asta, Dumnezeu rămâne. Bun, mergem. Servici la Asociația Miros de Cer. O să vorbim într-o altă emisiune despre asta mai în detaliu. Am găsit oameni serioși, oameni cu frică de Domnul și în momentul de față implicarea mea la Asociația Miros de Cer e poate maxim o oră pe săptămână, două pe săptămână. La Miros de Cer. Ai oameni, ai oameni, bănuiesc că nu da, acolo. Da, da, o să vorbim data viitoare. O să vorbim, da, sunt okay. Oameni pe care am căutat. Mă gândeam că ați putea să-mi puneți o întrebare, care este secretul vieții tale sau care este secretul în ghilimele succesului tău, că nu-mi place cuvântul succes, dar folosind pe limba noastră. Secretul meu a fost frica de Domnul. Darius, Marian și Marcel, voi mă puteți urmări ce vorbesc aici, oamenii mă pot urmări ce vorbesc pe YouTube, dar viața mea din spate numai Dumnezeu cunoaște. Dacă acolo unde am lucrat, Dumnezeu a fost cu mine și mi-a dat biruință. Și cred că lucrurile astea se văd și nu vreau să le enumăr eu. A fost doar din cauza că ceea ce am predicat am și trăit. Și o spun asta cu toată responsabilitatea înaintea Dumnezeu. A fost că atunci când am spus banii ăștia de la cărți, măr la orfan și la văduve, așa a fost. Și mai este un lucru, niciodată n-am cerut unui om să facă ce n-am făcut eu. Împreună cu Fații Strugariu am înființat Miros de Cer, eu am vândut CD-uri, eu am vândut cărți. Eu n-am putut să spun la om, omule bun, eu banii de cărți iau pentru mine și pentru familia mea. Deși puteam să fac lucrul ăsta, că sunt cărți scrise cu mult efort de mine. Și aveți toți mulți copii. Da. Și toți avem mulți copii. Dar am zis, eu nu pot să spun la o lume întreagă, puneți-vă banii aici, dar eu nu pot să-i pun. Acum, aici o chestie ce vreau să te întreb, după aia, probabil că o să rămânem doar în zona asta. De ce plângi atât de mult? Că tot se întreabă oamenii, băi, zice, plânge Cristi ăla Boariu de rupe, mă, da, și uite, plânge la toate plângi. Cu voi. Deși sunt sincer și acum, da, nu plâng cu voi acum, dar sunt momente când... Auzi, tu simți... Oricum te-ai emoționat când ai vorbit de bunica ta, nu știu dacă mi s-a părut mie sau nu, dar chiar te-ai... Da, m-am emoționat, dar o zis Pavel, am predicat 3 ani și ceva între voi pe Domnul cu lacrimi. Dar știi că sunt oameni care zic în mod acuzativ treaba asta? Știu. Ce are mă la pucă, plânge toată ziua? De ce plângi tu? Asta mă interesează. Bă, de ce plângi, Cristi? Mai întâi să mă leg de oamenii aceia care zic ceva acuzativ. Numai să spun ceva. Am învățat ceva în viața asta. Eu nu iau sfaturi și acum o să fiu acuzat de mândrie, dar nu e adevărat. Eu nu iau sfaturi decât de la oamenii care au făcut ceva pentru Dumnezeu în viața asta. Dacă un patron ia sfaturi de la un om care stă într-o colibă, o să ajungă și patronul în colibă. Asta e principiul financiar de la oamenii puternici din lumea asta. Unchiul meu, Cristi, scuze că spun o paranteză, chiar faină cu ce ai zis, unchiul meu, un unchi care a ajuns să aibă milioane de euro, acum a murit, o zis către mine într-o zi, Marian, să nu primești sfaturi cum să faci bani de la un om sărac niciodată. Da, repet, nu-i acuzăm pe sărași, nu-i acuzăm pe bogați. Eu am dat un exemplu foarte important. Am foarte mulți care mi-au scris, de ani de zile nu mai răspund la comentarii, nu-i bag în seama pe bajocoritori. Uitați-vă la Domnul Iisus Hristos în ziua când e dus la Pilat, nu vorbește cu bajocoritori, nu răspunde la farisei, nu zice, bă, mai încerc, mai fac o predică pentru ăștia, poate să se pocăiesc. Din păcate, în fiecare comunitate există oameni din ăștia. Cel mai mare păcat la ora actuală, care l-am observat răspândit, e invidia. Oamenii au impresia că dacă lovesc în Cristi Boariu, în fratele Darius, în Marian, în alții, o să ajungă ei în față. Iubiții mei, niciodată n-am înțeles că Dumnezeu cheamă pe cineva călcând peste cadavrele altuia. Nu, n-am înțeles așa Evanghelia. Dumnezeu când cheamă pe cineva, îi dă un dar. E adevărat că vor fi împotrivitori. O zis Pavel, am rămas singur. Am rămas singur. Bun, încheiem cu bajocoritorii. O întrebare aici. Totuși, cum faci să rămâi cât de cât echilibrat, având în vedere că știi ce se întâmplă? Ești un om destul de văzut în mediul online, da. Și întotdeauna există comentarii pro și contra. E normal că atunci când îți comentează 2, 3, 5, 7 pro și să nu te mândrești sau să nu ridici pieptul prea sus, sau când vin 2, 3 și îți spun din alea aiurea în contra comentarii, să nu cazi la pământ. Cum faci? Noi citești sau cum faci să rămâi echilibrat? Frate Marcel, spune acolo Biblia, dacă grăuntele de grâu nu moare, rămâne singur. Știi ce am înțeles în urmă cu câțiva ani din partea Domnului? Am murit cu adevărat atunci când
lauda nu mă înalță și critica nu mă doboară. Alexandru Căldărar mi-a făcut mult rău. Ce a zis Pavel? Pentru asta nu mai predicat, m-am dat demisia. Sau altul mă aprecia, că sunt sigur că altul aprecia pe Pavel. Bun, nu. Toți avem o părere despre noi și dacă părerea aia rămâne în smerenie, smerenia și frica de Domnul te țin până la finalul vieții. Nu există ceva mai puternic așa asta. Și ăia care ne bajocoresc, să știți că lucrează la mântuirea noastră, să zic așa. Acum o să fie acuzat de calvinist. Nu, dar înțeleg ce vreți să spun. Dar acum ar trebui să mergi pe partea a doua, că am înțeles că ai vorbit de bazocuritori. Zi partea a doua la întrebare. De ce plânge Cristi Borinu? Asta ne-a răspuns. Hai, prima oară zis că te idei, acum iată de tine. Nu știu, nu pot să explic momentele care lăcrimez sau care plâng, dar observ la mine ceva interesant și am observat și în viețile altor oameni care sunt sinceri cu Dumnezeu. Un om mândru nu poate să plângă. Lacrimile sunt expresia sincerității. Un politician, și mă rog pentru politicieni, nu vreau să dau un politician, în momentul când rostesc un discurs, ați văzut că nu plâng. În primul rând au dubii că vor face ceea ce au promis că o să facă. 2. Poate n-au fondul necesare. 3. Poate nu spun lucrul ăsta decât ca să fie votați. Iubiții mei, dacă eu mă duc în fața poporului și eu spun un cuvânt din Biblie, doar ca să mai urc o treaptă și să mai folosesc de oamenii ăia și să manipulez cum vreau pe ei, eu răspund la Domnului pentru asta. Nu, eu am vrut să fac ceva în viața asta și cred că am reușit pe o parte să fac. Să predic ceea ce trăiesc. Și omul din sală, ascultați-mă bine, și ateu, am avut atei care au venit la mine, am avut ortodoxi, catolici, adventiști, oameni, chiar acum m-am întâlnit cu unul care era din cap până în picioare, cu lanțuri pe el, cu tatuaje, o zis, domnul pastor, eu nu umblu cu Dumnezeu. Dar eu îmi dau seama din modul în care predicați că n-aveți cum să fiți fals acolo, la lucrurile alea și că trăiți ceea ce spuneți. Oamenii se uită la dacă trăim ceea ce spunem. Și vreau să mai spun ceva. Oamenii nu sunt impresionați de discursuri. Oamenii sunt sătui de discursuri, sunt sătui de tot ce vezi pe lumea asta. Oamenii vor să vadă ceva. Că ceea ce faci, predici și că ceea ce predici, faci. Mai este încă o chestie. Nici nu poți să ai autoritate în fața oamenilor dacă nu trăiești. Adică să vorbești așa din clișee, nu poți. Eu cred că aici era puterea Domnului Iisus Hristos. El trăia ceea ce predica. Exact, și atunci avea autoritate. De aia, până la urmă, sensul cuvântului putere, că el predica cu putere, nu înseamnă că striga mai tare, cum a zis un frate, vă dați seama câtă putere, că l-auzau 5.000 de oameni. Da. Nu la asta se referea la autoritatea cu care el predica. Adică el termina predica de ceva de genul, du-te și fă și tu la fel. Polițistul care calcă pe linia continuă nu o să-mi dea autoritate niciodată. Sau care trece pe exact, roșu cu luminile, cu girofarurile stinse. Dacă vrem, și cred că asta ar trebui să ne axăm toți slujitorii astăzi, tinerii din ziua de astăzi ne simt foarte ușor. Ne simt foarte ușor dacă suntem fals sau fake, cum spun ei, sau suntem sinceri. Și uneori un discurs sincer de 2 minute face mai mult decât o predică în care încerci să dai tu exemple, să faci, dar tu nici mișcat de ceea ce spui. Dă-mi voi puțin să mă întorc apoi la viața ta privată. Spune-mi acum viața asta de slujire pe care o ai, lungă sau scurtă, indiferent. Spune-mi, te rog, de câte ori în viață ai plecat de acasă și n-ai fi vrut, dacă ai fi avut o mică portiță de scăpare, n-ai mai fi plecat de acasă niciodată. Și asta fie din cauza problemelor de acasă, fie din cauza situațiilor, că nu neapărat că sunt probleme în sensul că s-a plecat cineva să înțeleagă că, domnule, v-ați certat, v-ați bătut, v-ați nu știu. Sunt probleme în viață, sunt neajunsuri, sunt întâmplări, sunt evenimente care se pot întâmpla, nu? Îți cade un copil, se îmbolnăvește soția, sunt o grămadă de chestiuni care... Așa, oricum, de ce pun întrebarea asta? Pentru că îmi dat seama că noi, era săptămâna asta să nu facem conferință de tineret cu tine, că erai acolo, pe muche de cuțit, încă vorbeam de atâta vreme că s-ar putea să nască soția, nu știu dacă vine, dacă poți să vii și așa mai departe. Au fost momente genul ăsta când ai zis vreau să rămân acasă, nu mai vreau să plec. Deci au fost momente în care îmi venea să-l plătesc pe cineva să meargă în locul meu. Așa de grea era situația. Bun, vreau să subliniez ceva de la bun început. Întotdeauna când o lucrare de la Domnul, sunt împotriviri din partea diavolului. Mi-aduc aminte, eram în Germania, plecam spre America să slujesc. Cu greu am scăpat de la servici, să mă lase 2 săptămâni libere, apoi să slujesc 2 săptămâni cu laptopul după mine și să și predic. În fine, când am intrat în Frankfurt, în avion, soția îmi dă mesaj, nu avem acasă căldură, nu mai avem apă și nu mai avem curent. Asta nu se văd pe YouTube. Nu odată mi s-a întâmplat asta. Am mers în urmă cu 3 luni de zile cu ea, undeva în zona Ploieștiului, încercăm de câteva ori pe an să mergem împreună, punem pe cineva să stea cu copiii un weekend, 2, 3, 5, să fim și împreună, să mai iasă și ea. Și în timp ce mergeam, am făcut pană de 2 ori la aceeași roată și acasă am rămas fără curent și fără apă. I-am spus, dragă, noi nu mergem în concediu acum mergem în slujire.
în concediu, când merg nicio piedică. Când merg în slujire, ai multe piedici. Faptul că sunt piedici, și uneori piedicile vin și din partea copiilor, poate un copil care nu ascultă și merg cu inima frântă. Au fost uneori probleme pe partea financiară, în care eram la un pas să pierd casa în care stăm acum. 3 săptămâni au fost distanță, n-am spus niciodată lucrul ăsta în predică. Spune dacă vrei, Cristi, chiar... M-am frământat, aveam niște bani împrumutați, în fine, după 14 ani de slujire, după 11 ani de căsătorie, m-am educat un pic financiar acum și nu mai fac prostile care le-am făcut înainte. Mai iartă-mă, te rog, că intervin, dar n-ai cum să-ți pierzi casa, că tu ești miliardar. E așa, am auzit de pe internet, da, că am auzit că faci mulți bani din predici, că te țin pastorii, te țin pe mulți bani. Să nu spui acum că tu pierzi casa cu datorii și cu din astea, că nu te cred. Să ai tu datorii, să chiar așa să fie. Frate, dar o știu Dumnezeu cum să ne țină ca să rămânem smerenii lângă El. Uneori, prin greșelile noastre, Dumnezeu ne ține cu capul între genunchi, ca și Ilie, pe Carmel. Știți? Și sunt bune lucrurile astea. Dar ceea ce vreau să subliniez este că, revin la cealaltă întrebare, nu am plecat niciodată de acasă în 11 ani certat cu soția. Niciodată. Doi, nu am plecat niciodată fără acordul ei. Pentru că, pentru mine, până când o să mor, o să fie chestia asta. Ce spune soția și copiii despre Cristi Bauer e mai important decât ce spune YouTube-ul sau internetul. Pentru că ei cunosc fața care o văd la predică. Pe când copiii mei și soția mea cunosc fața care eu am acasă. Dacă între imagine și caracter e diferență, ajungem la Absalom și la alții. Și atunci, întotdeauna am vrut să merg cu acordul ei, am vrut să... Imediat seama că în momentul când ajung la Amvon și vorbesc, eu lupt cu niște puteri ale întunericului, eu nu-mi culu cu oamenii din sală care mă ascultă. Și eu n-am cum să am autoritate asupra celor duhuri, da? Sau face rugăciune pentru cineva. Și acasă soția plânge din cauza Cristi Bauer, au plecat. Nu. Din potrivă, cei care știu că sunt în România m-au văzut de sute de ori cu copiii după mine. Am luat, de multe ori iau băieții care sunt la mijloc. Obișnuiesc să spun că iau centru de greutate. Iani s-au crezut că asta e o apreciere, până și-a dat seama că de fapt nu e o apreciere asta. Și nu mai spui lucrul ăsta niciodată. Dacă iau băieții de la mijloc, atunci acasă e mai ușor. Pentru că ei fiind tot timpul cu mine, ei sunt mai cumiți când sunt cu mine. Când sunt fără mine, fără tata, își mai fac de cap. Și noi am fost copii, știm ce înseamnă să fii copii. Dar am încercat să împart slujirea împreună cu soția. Am avut un avantaj foarte mare că am lucrat de acasă și asta m-a dat foarte mare putere să mai împart din responsabilități. Adică nu vin la 5 de la fabrică, la 5 jumate plec și ies pe ușă și soția rămâne 24 de ore cu copiii. Și Dumnezeu m-a ajutat și scopul care l-am e să... în ghilimele, să-mi duc familia în cer. Aș vrea ca copilul meu să zică vreau să fiu ca tată. Și fata mea să zică vreau să fiu ca și mama. Dacă copiii mei își aleg pe Messi sau pe Ronaldo model, eu am predicat degeaba 14 ani. O întrebare. Ai 7 copii. Crezi că cei 7 copii... Mulți înainte. Mie mi-ai spus sau lui? La amândoi. La amândoi, ok. Suntem tineri. Se poate. Cei 7 copii. Nu au fost oarecumva o piedică în calea, hai să numim așa, succesului tău, sau ai considerat vreodată că având mai puțin sau deloc copii puteai să ai mai mare succes în slujire? Sau lucrul ăsta te-a maturizat și te-a făcut mai responsabil și te-a învățat anumite lucruri? Frate Marcel, în primul rând, în lucrarea asta nu există succes. Am fost acolo sus, nu e nimic fain acolo. Știu, dar totuși unii, așa îl consideră, ce, bă, da, uite ce succes are Cristi Bauer. Succesul nu înseamnă numărul de vizualizări. Succesul e una, a fi popular e alta. Iisus Hristos a fost popular. Dar el nu și-a bazat succesul pe a călca peste alții ca să ajung sus. Doi, câte like-uri am, câte aprecieri am, câte vizualizări am. Asta e o consecință a slujirii sincere. Da? Dar eu n-am căutat lucrul ăsta. Eu am căutat ca să-mi fac lucrarea cu frică de Dumnezeu. Că mâine o să am numai o vizualizare la o predică, eu la fel o să lucrez. Și n-am căutat să plac omului. E adevărat, m-a ajutat și partea asta în care am fost detașat de slujire și n-am depins de slujire. Da? Și atunci am putut să fac fără, măi, revenind la ce a spus Darius, la partea financiară, da? Chiar de ce m-a spus cineva și sunt foarte deschis cu voi, frate Cristi, am auzit că pe oră iei 1500 de euro. Să asculte domnul rugăciunea. Asta e întrebarea cheie pentru toți invitații. Eu întreb dacă au tarif când merg undeva. Cât iei tu la o conferință? Da, frate Marian, în 14 ani de slujire nu am cerut nimănui niciodată un ban. Dacă este cineva din România la care eu am cerut bani pentru slujire, vă rog frumos să îmi dea report la YouTube sau să-mi scrie comentarii. Da, Cristi, Darius, scuze, că da, știi că asta întreb pe toți. Ai auzit dintre colegii tăi, dintre slujitori, care
putea să existe cineva, sau de unde veni mitul ăsta? Lasă-mă că toți vin aici pentru bani, că toți cer bani. Ai auzit pe cineva care putea să zică, mă, eu dacă îmi dai 200, vin, dacă nu... Am auzit, dar știi de ce nu cred lucrurile astea? Poate că se întâmplă, dar știi de ce nu le cred? Că mi-am auzit vorbe despre mine, în care au spus că sunt divorțat, că sunt exclus din biserică, că mă duc să predic pe bani. Iubicii mei, ultima biserică la care am fost, m-am dat 300 de lei și am fost plecat de acasă 12 ore, am băgat motorină de 500 de lei, am mâncat și m-am plătit eu cazare, hotel, ca să pot lucra și să nu depind de nimeni. Pentru că dacă mă duc într-o familie cu 5-6 copii, mi-e greu să lucrez. Eu unul lucrez până la 2-3 noaptea. Am primit 300 de lei în plic, sunt foarte deschis cu voi. Am văzut aia 300 de lei, n-am comentat nimic, am știut că biserica nu înțelege ce înseamnă să pleci 12 ore de acasă. N-am acuzat pe nimeni. Mi-a zis domnul în Italia, au zis, o să fie biserică la care trebuie să pui tu bani de la tine, de motorină, de cheltuială, să pui timpul tău. E adevărat că uneori m-a durut că oamenii au profitat de mine. Pentru că eu, de exemplu, dacă chem pe cineva la mine, eu totdeauna mă gândesc, bă, dacă omul a făcut 14 ore, 15 ore pe drum, el a pierdut 2 zile de muncă. Și atunci, pe lângă motorină, i-am pus poate 500 de lei în plus sau 700 de lei în plus ca să meargă cu ceva în familie. Că la copii, omul ăla nu poate să zică. Dar, repet, faptul că eu lucrez m-a făcut să nu depind de oameni. Și asta m-a ajutat foarte mult. Dar știu colegi de-ai mei de care se profită imens, imens, imens. Știu colegi și asta mă doare să o spun. Eu în timpul COVID-ului n-am suferit deloc pentru că am lucrat mai mult și am făcut mai mulți bani. Și mulțumesc Domnului pentru asta. Acum trebuie să explic asta, oamenii să știe partea aia de care ai spus că tu lucrezi cu informatică, da, lucrezi acasă. Corect. Și că ai contracte care nu țin neapărat de mersul tău la un birou sau undeva, tu de acasă îți, exact, faci aceeași treabă. Dacă te închid eu în casă, mai bine pentru tine, nu? Asta era ideea. Exact. Și în timpul COVID-ului am avut colegi de slujire care nu au avut bani de cheltuieli, de alte lucruri. Pentru că oamenii aia, și aici poate și o durere care o spun acum în public, oamenii aia care te sună când e sănătos, nu te mai caute când ești bolnav. Oamenii care atunci când nu a fost pandemie, frate, și nu zic numele, hai că avem botez, avem misiune, avem evangelizări, haideți. Alța familia a plecat. Când a venit COVID-ul, eu știu om, mi-a zis personal, frate de-a meu, coleg de-a meu de slujire, frate Cristi, în 4 luni nu m-a sunat nimeni să mă întrebe, auzi, cum stai? Pe mine nu trebuie să mă sune, că am avut de lucru, dar au fost colegi de-a mei care depind de lucrul ăsta și nu-i acuz, pentru că eu știu ce greu e să și lucrez în același timp și să și merge. Acum să-mi fie cu iertare, dar eu cred că într-o oarecare măsură și biserica locală are o vină din partea asta, că slujitorul ei moare de foame. Frate Darius, hai să spun ceva. Știi de ce nu mă supăr pe bisericile care nu înțeleg asta? Pentru că nu au fost în locul nostru niciodată. Sau n-au fost educate. Eu au fost momente când m-am schimbat în PECO, au fost momente când m-am schimbat în lanurile de prumb, că n-am avut unde să mă duc să mă schimb. Au fost momente când am mâncat sandwich și apoi am mers și am vărsat tot. Am fost săptămâna trecută la Dani, mi-a zis, zice, eu de pe camion, de pe, știi că e cu buldo, o ies de pe buldo cu ulei, cu așa mai departe, am plecat cu hainele în geantă la evangelizare, dar oamenii pe asta nu înțeleg. Tocmai de asta ești aici, ca să le spui oamenilor că viața de slujire e și sacrificiul de cele multe ori. Eu am o singură rugăminte, am toți cei care ne ascultă și zic, bă, oare eu cu financiarul, că am de pe noi și asta. Am o singură rugăminte. Ascultați predica lui Mihăiță Dănilă, care se numește Cicatricile iubirii. Eu predicat-o la Muntele Sionului Deva, la biserica noastră, în urmă cu 2 săptămâni. Și omul ăla spune ceva fenomenal. Tu care lucrezi, care nu predici, care nu conduci o biserică, tu care în fiecare zi muncești, nu-ți lași familia, nu fugi, nu-l lași pe te prunci acasă, interesează-te de ăla care face lucrul ăsta. Știi? Acum, nu, eu nu cer asta, pentru că dacă omul nu trece pe acolo, nu știe. Dar, iubiții mei, trebuie să fim atenți și la domeniul ăsta. Eu cel puțin sunt atent cu oamenii pe care chelam la biserică și nu-mi place să profit de nimeni. Eu când merg în misiune, eu pierd bani din informatică. Nu ajung să n-am ce mânca pentru că lucrez în informatică. Dar m-aș bucura că omul ăla care îl cheamă pe alt coleg de-a meu sau că mă cheamă și pe mine să zică, bă, omul ăsta nu a putut să lucreze 2 zile. Cu ce merg în familie? Cu 300 de lei? Înțelegeți? Deci vorbesc de a aprecia slujirea unui om. Fate că își pierde răsplata. Nu-și pierde răspatul omul ăla. Pentru că tu nu-i plătești predica care el o ține sau nu-i plătești timpul ăla în care el e la amvon. Nu, dar unii merg pe ideea, fără plată ați primit, fără plată să dați. Dar fără plată, numai că motorina, pe eu aici am venit cu plată. Frate Marcel, un frate din România are o vorbă, eu spocăi, mașina nu-i pocăită. Cât e ulușul mai botezat. Auziți, ascultați-mă, eu am fost la o nuntă în care în fața bisericii, mama Mirese negocia cu mine, frate Cristi, cât mă costă drumul? Zic, soră, dacă eu spun cât te costă drumul, o să ieși mâine pe internet, frate Cristi, predică pe bani. I-am zis, cât vreți dumneavoastră? 100 de euro e bine? Nu era bine, că eu știam că nu m-am încadrat cu 100 de euro. Zic, soră, dacă așa considerați, e ok, că dați. Știți că o dat la fotograf, 1500, o dat la cântăreț, 700 de euro.
Și la predicator vine cu 100 de euro și negociabil. Repet, nu mă plâng pe internet. Nu reinterpretați cuvintele mele. Eu vreau să spun altceva. La poze, la fotografi. Și apreciez fotografii, ca și ei au avem și noi vreo doi în echipă. Vezi că-s vreo da, nicio aici. Problemă. Dar am o întrebare. Pentru tine, de 15 ori o contat mai mult ce-a făcut fotograful și imaginea și pozele și ieșirea din mașină și tot, decât sacrificiul unui om care și-a lăsat familia acasă o zi întreagă și-a venit și-a predicat la un tata. Da, sau... dar dincolo de predica aia, ei nu înțeleg că ani de zile de pregătire. Unii au impresia că ce-ți dă Domnul? Așa zic unii, băi, zice, asta se urcă la moș și ce-i dă Domnul? Domnul îți dă, știi, în funcție de... ți-aduce aminte, mai bine spus, că nu îți dă așa, în depozitul gol să-ți bage Domnul să... Auzi, Cristi, ai avut început acum Cristi asta, Boariu, dar, ministris. Vreau să răspundă că asta mi se pare foarte interesant, și întreba Marcel, după aia să, pe ideea asta la plezneală, ce de Domnul chiar mi-ar place, Cristi, să spui un pic cum arată o predică, cum o pregătești, sau chiar deschizi Biblia și Dumnezeu te inspiră. Da, ar fi fain să deschizi Biblia și îmi spun mulți, fără de Cristi, ești vai și amar pentru că vii cu schiță la amvon, în fine. Hai să vă spun ceva. Când se schimb cuvintele, zice Pavel Necrușer, el are o formă, zice, creionez trei adevăruri. Să-mi spune că nu mai folosesc schiță, ci creionări. Da. Am văzut la soția mea ceva, ce și voi vedeți la soțiile voastre. Când ajung acasă de la servici, da, ea nu mă cheamă și zice, Cristi, nu ce de Domnul. Eu luăm ceapa, morcovii, sfecle roșie, punem acolo la fier, nu, uita asta, da, Domnul. Nu, am văzut că soția mea cu zi înainte își planifică ceea ce face mâine de mâncare. Da? Am văzut că cu zi înainte scoate din congelator ceva, pregătește, da, materialul. Și nu face mâncare când eu sunt acolo. Și o face, o are deja făcută. Adică eu stau în rugăciune, stau în post, sunt foarte atent la orice idee care îmi poate veni de la ceva banal. Da, de exemplu, eram recent undeva la o masă cu cineva și unul făcea drifturi cu BMW-ul. A fost o sclipire care Dumnezeu mi-a dat-o. Smerenia nu face gălăgie. Și de acolo am început un cuvânt, o predică. Repet, îmi dau seama că atunci când Dumnezeu îți dă un dar, trebuie să mergi responsabil în fața omului cu darul respectiv. Eu nu pot să zic fraților, ce de Domnul? Nu dar nimic astăzi. Nu, dar s-au fost și tu. Uite, am, fost, care auzi, am fost undeva Biblia. La un amvon unde un frate a făcut ceva de gen, uite, stai așa, a deschis Biblia. Mi s-o deschis, o zis. El o căutat în fața noastră, mi s-o deschis la psalmul, nu știu cât. Frate Marcel, eu cred în inspirație pe moment. Dar cred în inspirație în care tu deja ai venit de acasă cu post, cu rugăciune, cu o temă, cu o pregătire, Dumnezeu poate să schimbe pe moment, la amvon, am avut când o schimba lucrul ăsta, da? Dar știți ce vor cei din sală? Fratele Vasile Auzan spunea, în urmă cu 30 de ani când mergeam la evanghelizare în România, oamenii stăteau 3 zile în post și rugăciune. Și Domnul dădea pe loc. Da. Acum omul stă pe TikTok, omul stă pe FB, pe Instagram, să vedem și pe oare eu ce mai spune. A, nu e dat pe loc, nu ai vai așa mar de el, știi? Nu, Dumnezeu poate să dea pe loc. Dar cât de mult îți dorești tu din țală, da, lucrul ăsta și cât de mult i-ai rugat tu pentru asta. Nu, unii au impresia că Dumnezeu îți dă direct schița cu toate punctele și subpunctele. Când de multe ori vorba ta îți dă o idee, o singură idee, o singur cuvânt, o singură chestie și restul da, trebuie să pui tu. Am o întrebare. Ce folos mai are darul de evanghelist sau de păstor sau de înțelepciune dacă Domnul îți dă pe loc? Înseamnă că poți da la oricine pe loc, nu? Exact. Bine, că aici mai este și încă o chestie, că zic unii, bă, că nu trebuie să ne îngrijorăm de ce vom spune, dar e scos din context, că acolo e în contextul, da, prigonirilor. Nu? Frații vor să învețe să predice și nu știu cum. Da, deci câteva idei deja am prins. Vezi, da, că... nu, ascultă, aș vrea să te întreb ceva, că oricum ne apropiem așa încet de încheiere, dar vreau să spun o chestie foarte importantă din punctul meu de vedere, pentru că ai zis despre misiunea ta asta, Boariu Ministry sau cum se numește. Da, și aici am văzut că ai început să ai scos niște gânduri ale tale zilnice, cum se numesc, motivaționale, devoționale zilnice, ok, pe care dacă orice uzuar cu, sau utilizator, să zicem așa românește, orice utilizator care dorește să intre în posesia lor sau să le asculte, trebuie să plătească o taxă, din câte am înțeles, nu? Da. Așa. Acum, domnule, s-a ajuns să faci tu slujirea pentru bani. Cristi, asta e prea de tot, să ceri bani de la oameni. Iisus nu umbla cu cerșitul. El a mers, a spus, nu... Da. Haide să venim un pic în spate. Vreau să vă spun ceva foarte important. Întotdeauna când omul ia gratis ceva, nu valorează nimic lucrul ăla și nu valorifică lucrul ăla. În tot timpul când pe om îl costă ceva, da... Eu pățesc la mine la biserică, au fost oameni frate că este cel ai chemat pe ăsta. Zic, ai plătit măturina pentru el, masa, cazare, ai plătit-o? Nu. O să vezi când o să plătește aștia, o să găsești ceva idei faine predica lui.
Ați înțeles ce vreau să spun. Bun, mă duc un pic în spate. Am lucrat la Resurse Creștine 4 ani, 5 ani de zile cu încă câțiva băieți dedicați. Am avut nevoie o singură dată sau de două ori să cumpărăm niște servere în Germania. Aveam nevoie de 600 de euro. Aveam 10.000 de oameni care intrau pe Resurse Creștine și consumau gratis tot. Video, audio, poezie, seuri, devoționale, tot. Eu am făcut un calcul. Dacă intră 10.000 și noi avem nevoie de 600 de euro, păi noi în 3 minute, în 5 minute am scos banii, măi, oameni buni. Păi dacă fiecare dă un euro, da, și intră 10.000 pe zi, noi am scos 10.000 de euro pe zi, nu pentru noi, că noi am lucrat gratis acolo. Am strâns banii aceia în 3 luni și jumătate, din care din 600, 300 a pus o singură persoană. Știți care e problema, iubiții mei? Oamenii spun, nu, totul e gratis, nu. Frate Marcel, Biblia asta tu o primești gratis de la mine, știi din ce cauză? Că pe altcineva l-a costat. Nu există nimic gratis în lumea asta, oameni buni. Am descris Cristi Bohariu în ministris pentru că am un singur scop înalt în viața asta. Aș vrea ca până mor Evanghelia lui Dumnezeu să ajungă la fiecare român, în casa fiecare român, nu din România, de pe glob. Asta înseamnă mult. An de zile am pus 10% și apoi 20% din tot câștigul meu din informatică pentru lucrurile astea. Completări la misiune, tipărire de cărți, miros de cer și alte lucruri. Cu 7 copii la momentul de față, nu mai pot lucra 80 ore pe zi, cum lucram înainte și 12 ore, lucrez mai puțin, nu mai reușesc să acopăr astea. Și atunci am făcut următorul lucru. La începutul acestui an am primit din partea Domnului acest îndemn foarte puternic să scriu câte un devoțional pentru fiecare zi din an, câte o meditație scurtă la subiect. De ce scurtă? Tinerii nu mai citesc. Vreau să câștig pe tineri. Tinerii consumă foarte mult video. Pentru aia nouă ne va fi greu, în paranteză, să predicăm în următorii ani. Fenomenal de greu. Ei vor să vadă, să vadă. Bun, am închis paranteza. Am început să scriu devoționalele ca să fac rost de bani, să tipăresc 12 cărți, ianuarie, februarie până în decembrie. Cu 30 de eseuri fiecare, o trebuie să pun devoționalele alea cu 99 de lei pe internet, primești toate devoționalele într-un an de zile gratis pe e-mailul tău. Eu nu vând cuvântul lui Dumnezeu. E o donație, în schimb acele donații, eu îți trimit un e-mail în fiecare seară cu o meditație și banii aia îi folosesc pentru tipărirea cărților. Sunt la voi în Spania astăzi, sâmbătă, luni, trebuie să plătesc 4.000 de euro. Vă imaginați că cei care se uită la YouTube nu știu de sumele astea. Trebuie să plătesc 4.000 de euro pentru ultima carte care am scris-o și care se numește Ei au trăit cu folos. Deviez un pic de la subiect aici, Darius. Dacă sunt astăzi lângă Dumnezeu, lângă o familie frumoasă și în slujire, sunt din cauza că Biblia și eroii credinței m-au ajutat enorm. Am mâncat bibliotecile din Arad, mă refer la, nu la cele județene, mă refer la cărțile care erau creștine. Găseai greu cărți creștine, n-aveam bani să cumpăr o carte creștină. Acum? Păi acum am adus acum cărți cu mine, 30 de lei, 6-7 euro o carte, 30 de lei pe site. De ce vrei? Un meniu la KFC e 30 de lei. Că ai deschis paranteza cu cărțile. Am înțeles, dacă bine am înțeles, că ai scris o carte acum, recent. Da, săptămâna asta a ieșit. Ei au trăit cu folos. 10 eroi ai credinței. George Miller, David Livingstone, Hudson Taylor, Robert McCain, Corrie ten Boom, etc. Care e scopul nostru final? Scopul nostru final, iubiții mei, să ridicăm alți oameni care să ducă Evanghelia mai departe. Problema generației noastre e că din cauza confortului, disponibilitatea pentru sacrificiu a scăzut foarte mult. Cu cât confortul crește, dacă relația cu Dumnezeu nu crește, se micșorează invers proporțional dorința de sacrificiu. Și atunci eu când mă uit la Hudson Taylor și văd că eu muri nevastă și 4 copii și omul ăsta a rămas mai departe lângă Dumnezeu și o sluji mai departe lângă Dumnezeu, eu sunt motivat să nu mai plâng pentru durerea de măsea. Frate păstor, mă dură măseaua, nu pot să vin la biserică astăzi. What? Ce ai spus? Eu când mă uit la Nate Saint, Nate Saint merge cu Jim Elliot și cu încă 3 oameni la tribul Auca Canibali în Ecuador, 1956, îs omorâți. Am scris în carte foarte clar, copiii lui Nate Saint au fost botezați de aia care au băgat solița Nate Saint. Iubiții mei, nu vi se pare interesant că noi nu ne suportăm de multe ori unul pe altul pentru o vorbă și altul, eu omorât tata, și el omor și-o predica mai departe Evanghelia. Sora lui Nate Saint merge și predică Evanghelia la oamenii cei care i-au omorât fratele și copiii celui ucis îți botezați de foștii criminali. Unde vreau să ajung? Dacă nu vom avea exemple, modele, Biblia și eroii care au trăit pentru Dumnezeu foarte puternic, vom trăi o pocăință ieftină. O pocăință în care vin la biserică, iar la predică, bun, știu ce-o predicat, am plecat acasă. Bun, tu cât arzi pentru Dumnezeu? Asta vreau să fac. Pentru aia,
Credeți că e ușor să scrii 360 de meditații? E un lucru fenomenal de greu, pentru că nu vreau să-l plictisesc în meditațiile acelea. Vreau însă să iau un subiect și să-l fac, să pun o curiozitate în inima celui tânăr. Ce pot să fac mai mult pentru Domnul? Cum pot să ard mai mult? Uitați-vă, am fost zilele trecute la câteva mormântări. 58 de ani, 14 ani, 6 săptămâni. Se moare oameni buni. Cristi Boariu poate să nu mai ajungă acasă în România. Ce rămâne în urma mea? Gresie, faianță, blocuri? Am făcut bani? Am construit nu știu ce? Nu. Să nu vă întreba câți bani am făcut. Dumnezeu mă va întreba, te-am binecuvântat ca să fie o binecuvântare. Pe unul e binecuvântat Domnul cu bani, pe altul e binecuvântat cu darul de a predica, pe altul e binecuvântat cu darul de a organiza. Eu trebuie să-mi folosesc fiecare dar să fiu de folos celor de lângă mine. În ziua mormântării mele, câți din cei care vor fi la mormântare mea vor spune, prin omul ăsta m-am întors la Dumnezeu? Am făcut Cristi Boariu Ministry sub călăuzirea Domnului. Din ce cauză? Pentru că vreau în ultimul timp acces foarte mult să duc Evanghelia la oamenii care nu cunosc pe Dumnezeu. Foarte mulți dintre noștri din biserici. Și ce au făcut? Au pus calorii pe ei, asta au făcut. Mă doare să spun lucrul ăsta. Aduci zeci de predicatori, zeci de cântăreți. Au venit și l-ai întrebat, tu ce ai făcut pentru Domnul săptămâna asta? Nu te-ai săturat să predici în biserică? Ba da, foarte mult. Mi-e greu uneori să mă mai duc să predic, pentru că stau și mă gândesc, oare ăla, ce să fac cu predica mea? Care a fost ultima notă pe care ai primit-o? Pentru că mă gândesc că deja se dau note la fiecare concurs. O predică de 8, de 5, de 4, de 3. Frate, mai ai satisfacție? N-am căutat notele oamenilor niciodată. Dar cea mai mare bucurie o am de când am descris Cristi Boariu Ministries. Mă erau de ce se ocupă de case, cartofi, zahăr, făină, ulei, etc. Au și 3 săptămâni de evangelizare pentru asta. Cristi Boariu Ministries se ocupă de evangelizare în mediul online și în mediul fizic. TikTok-ul, Instagram-ul și Facebook-ul, dacă le folosești la potențialul lor maxim la ora actuală, ajungi cu Evanghelia, noi ajungem în momentul de față cu echipa, am o echipă de 4 oameni pe care îi plătesc. Din banii ăia de devoționale, din banii de cărți. Mie nu mi-intră niciun bani de acolo. Dar oamenii ăștia muncesc în fiecare zi și prin ei, cu ajutorul lor și cu ajutorul tehnologiei, ajungem la 1 milion de oameni în fiecare lună. Mă duc în orașul din România, mă oprește pe stradă om nepocăit. Cu lacrimi în ochi, domnul pastor, vă ascult. În timp ce ai tăi, mulți dintre ei dau pe tine și te acuză și te fac cu ou și coțet. Mi-a spus un recet, un ortodox, sunt bucuros să fiu contemporan cu dumneavoastră. Am zis, slăvit să fie Domnul, mulțumesc Domnului pentru asta. Iubiții mei, cred că e vremea în care trebuie să ajungem la cei nemântuiți. Prea mult am stat în biserici. Prea mult am făcut afișe, haideți la noi, nu, hai să ieșim noi la ei. Mulți nu să intre într-o biserică, pentru că le rușine, mai ales la sat, să intre într-o biserică, știe tot satul a doua zi că ai mers la Pentecostal. Dar pe TikTok, acolo, în dormitor, el singur se uită. Și prin ceea ce am făcut anul acesta, cu ajutorul Domnului, avem deja primii oameni întorși la Dumnezeu și pentru asta îl slăvesc pe Dumnezeu. Slavă Domnului! Iubiții mei, până acum am hostipărit undeva la 25.000 de cărți, sunt 5 volume scoase doar anul ăsta, mai urmează undeva la 40.000, 50.000 de cărți. Dacă vrei să pui umărul la ceva, banii nu vin la mine, o repet, intră pe www.cristiboariu.com, te abonezi la devoționale, te abonezi la scrise de predici, poți să dai comandă la cărțile astea. Repet, toți banii folosim mai departe, cu echipa asta și cu tipărirea, să mergem la oameni. Am un verset preferat care l-am pus pe fiecare carte, pe ultima pagină, fac totul pentru Evanghelie, ca să am și o parte de ea. Cristi, eu aș vrea să întreb două, trei întrebări, dar foarte scurte, cu răspunsuri scurte și apoi oricum ne apropiem de încheiere. Eu spuneam și înainte emisiune că timpul va trece foarte repede și ne-ar trebui ore să fim împreună. La ce vârstă ai fost ordinat păstor? La 32 de ani. Care crezi tu că e vârsta optimă pentru un păstor? Care ar fi vârsta ideală? Acum o să zici unii mai pregătiți, mai puțin, care crezi tu? O să zic că unii, dacă îi faci diacon sau presbiter foarte tine, o să zic că nu, îți pregătiți ce să învăț de la ei, dacă îi faci foarte în vârstă, deja nu mai au ei energie să facă ceva. Indiferent de ceea ce spun eu, contează mult de persoana care e lângă omul acela și care vede investiția lui Dumnezeu în el. Cât de importantă e pregătirea? Eu am făcut facultatea de teologie și am făcut și facultatea de informatică. Teologia îți deschide poate încă câteva cunoștințe în plus, dar nu-ți dă darul. Îți polișează darul, da? Faci poliș la mașină. Dacă n-ai mașină, n-ai ce să polișezi. Îți polișează darul. Cum îmi dau seama de darul și de chemarea pe care mi-a făcut-o Dumnezeu? Întotdeauna, când cobor de la amvon personal, am cea mai mare satisfacție din tot ce fac în viața asta, dacă
mi-am folosit darul după mila lui Dumnezeu, după harul lui. Bine, înțeles, contează mult biserica, deschiderea ei, cine s-a rugat, cine a postit. Sunt mii de oameni care se roagă pentru noi slujitori și le mulțumim pe această cale și zic Dumnezeu să vă răsplătească. Dar atunci când faci ceea ce Dumnezeu te-a chemat, ai cea mai mare satisfacție din lumea asta. Dacă eu lucrez la informatică, și am mai mare satisfacție când lucrez la laptop decât atunci când predic la amvon, personal mă refer, atunci eu nu schema la amvon. Înțelegând greutatea slujirii, Marcel, două secunde, scuze. Nu. Înțelegând greutatea slujirii, dacă ar trebui să alegi azi, cu mintea de acum, să alegi să fii din nou păstor, ai alege lucrul ăsta sau nu? Acum nu știu dacă poți să răspunzi, dacă nu răspunde. Fără să te gândești la răsplata din viața veșnică. Deci aș alege să predic mai departe. Nu știu dacă aș alege să fiu și păstor. Niciodată n-am căutat să fiu păstor. Am fost cumva strâns de Dumnezeu și de oamenii din jurul meu ca să ajung acolo. Pentru că mie, eu repet, nu am vrut funcție în viața asta și am vrut dar. Eu n-am vrut ca oamenii să mă cheme undeva din cauza funcției mele, ci am vrut să mă cheme din cauza darului. Dacă eu te chem pe tine să-mi faci casă, chiar dacă nu știi să faci, ghilimele, să presupunem că nu știi să faci, te chem pentru că suntem prieteni. N-am făcut nimic. Eu vreau să chem pe cineva care e chemat de Dumnezeu în lucrare. Ce? Un ultim lucru și îți mulțumesc că ai fost alături de noi. Cum vede Cristi Boariu biserica din România, că o să specific, m-a întrebat cineva din Afganistan. Cum vede Cristi Boariu biserica din România peste 20 de ani? E o întrebare foarte bună și ne putem întinde, o să fiu foarte scurt. Avem nevoie de o trezire colosală, avem nevoie de o reformă fenomenală. Dacă nu o să ne trezim, numai un război ne poate schimba sau o prigoană. Două lucruri, război sau prigoană. Am ajuns să trăim așa de ușor pocăința, nu ne mai costă nimic, cumva mergem spre lume, ne identificăm spre lume. A fost cineva la un concert creștin acum recent din Londra, din puburile Londrei, o fată. Și o zis fratele ei către ea, vină să poate te pocăiești. Concertul creștin a fost aproape ca și în lume, numai că cuvintele erau din biserică și au zis, fata, am muzica asta în puburile din Londra, de ce m-ai chemat aici? Apropo, Cristi, să nu uit că asta, dacă nu o să am probleme, cum am auzit mama, că i-am zis că o să vii cu noi la podcast, o zis zi la Cristi că l-ascult și că mi-este foarte drag Domnul să-l binecuvânteze. Și acum trebuia să spun că dacă nu m-am întrebat, toți trebuia să strigăm, amin! Mama petrece mult timp cu tine, Cristi, are 70 de ani, singură și... Frate Maria, tot ce am spus eu aici, poate sunt lucruri care le-am spus cu sinceritate. Dacă n-aș avea un tată sau o mamă care să se roagă și astăzi pentru mine, noaptea, dacă n-aș avea o soție dedicată, dacă n-aș avea oameni ca și mama ta, care sunt câteva sute sau mii în România și s-a ascuns, dar vin după fiecare predică câte unul, doar și fac de chestii, te ascult pe internet și eu îi spun mulțumesc, dau nevoie de ceva mai mult, rugăciune. Când armata asta din mijlocitor se vor retrage în spate, eu nu o să mai pot să fac niciun pas. Ei poate sunt adevăratele valori ale Dumnezeu, nu Cristi Boariu. Cristi Boariu e un simplu copil. Ei stau între cer și pământ și mijlocesc ca Dumnezeu să-mi dea mie har. Avem, cu asta încheiere, avem la noi o biserică, o văduvă. Am mers cu pastorul meu, fratele Răducanu, la ea și am zis, ce faci toată ziua, nu vă plictisieți? Și a zis, frate Cristi, am 60 de oameni pentru care mă rog în fiecare zi, citesc Biblia în fiecare zi, o zici și tu ești pe lista asta. Am mers undeva la o biserică recent și Dumnezeu s-a îndurat și m-a lăsat har. Și m-a bătut pe umăr cineva din sală. S-a rugat văduva mai mult astăzi, așa e? Și am zis, da. Mulțumesc Domnului pentru voi și dacă printre cei care ne-au ascultat sunteți oameni care vă rugați pentru mine și pentru colegii mei, nu am cuvinte să vă mulțumesc când de ajuns și cred că într-o zi răsplătirile lui Dumnezeu nu vor fi doar pentru mine, ci vor fi și pentru dumneavoastră. Bun, frate Cristi, noi mulțumim Domnului pentru tine. Și ție că ai fost împreună cu noi, că ai acceptat în sfârșit invitația de mult timp, tot ziceam, mă, trebuie să ajungi și pe la noi, mi-ai fost tu prin Spania, pe aici, dar astăzi rânduit Dumnezeu să fim împreună și îți mulțumim pentru că ai acceptat să fii cu noi și să răspunzi la întrebări, chiar dacă unele dintre întrebări a fost puțin mai incomode, asta e viața, de multe ori trebuie să facem și ce nu ne place. E bine că oamenii să știe din când în când și ce stă în spatele slujirii, pentru că oamenii văd ce-i pe YouTube, dar de multe ori ce-i în spate e ascuns. Asta, dacă am putut să dăm un pic la o parte perdeaua, auzi, să fie înainte de a încheia, toată întâmplarea asta, să zicem așa, sau lucrul pe ăsta pe care l-a creat Dumnezeu, să ajunge ei să vorbești despre lucrurile astea, am zis de la bun început că au avut un singur scop. Există oameni în spate care se uită la tine și zic, wow, Cristi Boariu, ce ușor e să predici. Acum probabil că regândesc într-o oarecare măsură poziția vis-a-vis de tine și vis-a-vis de, sau poate că sunt alții sinceri care zic, vreau și eu să am viața lui, mi-ar place să fiu omul ăsta, și auzind că de fapt o grămadă de muncă,
o grămadă de probleme altădată și mai departe, astăzi se mai gândesc dacă să mai facă pas sau nu. În fața noastră pot fi multe alte categorii de oameni. Ce sfat ai putea să dai tu sau ce sfat ai dat tu unor oameni care astăzi te ascultă și se gândesc, aș vrea să fiu ca Cristi Boariu, sau poate că s-au gândit, n-aș vrea să fiu ca și Cristi Boariu, dar din perspectiva ăsta ia bani, ăsta ia... Ce mesaj le-ai putea transmite lor astăzi? 1. Să coboare din tribună, să vină pe teren cu noi. Asta a fost scopul vieții mele, să nu fiu un om care mănâncă semințe sau popcorn și care atunci când Messi ratează să zic, bă, dacă eram eu în locul lui, ce gol băgam. Ai văzut că dacă arunci mingea în tribună, de obicei o bagă toți în sân. Ai văzut că nu pasează. Știți ce e interesant? Avem mulți oameni, și o spun asta cu toată durerea care o am, avem mulți, prea mulți care stau în tribună și prea puțin pe teren. Haideți cu noi în misiune, haideți cu noi, coborâți acolo, jos, în tribună. Spunea cineva că sportul și spun... cum e fotbalul, cei care sunt pe teren și transpiră, trebuie să fie în tribună. Și aia din tribună trebuie să fie pe teren. Poate s-ar schimba un pic lucrurile și... În fine, unde vreau să ajung? Spunea cineva ceva interesant. La finalul vieții Dumnezeu nu te va întreba dacă ai făcut ceea ce ți-a plăcut ție să faci, ci te va întreba dacă ai făcut ce te-a pus El să faci. Iubiții mei, eu voi continua să fac lucrarea asta. Când am început să predic, am fost făcut cu ouă și coței. Când am deschis miros de certe, mă găsesc banii săracilor. Când am deschis Cristi Boariu în ministrii, vrei să-ți faci un nume. Dumnezeu e martor, cuvântul ăsta mi-e martor. Întotdeauna am căutat înaintarea Evangheliei. La finalul vieții, nu vor conta like-urile oamenilor, dislike-urile lor, va conta ce a spus Dumnezeu. Iar Dumnezeu nu mă va întreba pe mine decât dacă am făcut ce m-a pus El să fac. Niciodată ce te-a pus să faci Dumnezeu nu e ușor. Niciodată, spunea ceva fratele Marcel, cum reușești să mergi mai departe în ciuda opoziției, în ciuda comentariilor. Frate Marcel, frate Dar, frate Marian, Iisus Hristos nu a reușit să-i mulțumească pe toți în timpul vieții lui. Cristi Boariu nu va reuși nici atât. Nu a reușit nici după moarte. Trebuie să am mai multe fețe, dar un singur obraz și mai multe fețe ca să-i mulțumesc pe toți. Scopul meu e să-l mulțumesc pe antrenor. Când cineva urlă la Ronaldo sau la Messi, da, și îi înjură și îi blastămă, ăia nu se opresc să ia mingea să dea după ei. Aici ne-am pierdut mult chemarea. Am văzut oameni care s-au oprit din cântat, din prorocit, din predică, pentru că au zis cineva ceva. Păi ăla care au zis, de fapt, a făcut treaba diavolului și te-a oprit pe tine din slujire. Messi, Ronaldo și alții, și folosesc asta pentru că și pe el folosește sportul, au un singur scop, să-l mulțumească pe antrenor. Ăsta e scopul vieții mele și vreau să fie scopul vieții dumneavoastră. Și mai spun ceva. Cine are talent îngropat, are tot timpul să judece și să lovească în alții. Cine lucrează cu 2-5 talanți, tot timpul va fi ocupat. Și într-o zi va primi o răspătare de la Dumnezeu. Haideți să ne încolonăm mai mult. Am spus înainte să vină revoluția, dacă ne scapă Dumnezeu de comunism, rupem țara asta, facem, umplem stadioanele. Și am mergem. Rupt-o, am rupt-o, dar nu cum te gândești. Nu, am început să facem alte lucruri, ne-am început să strângem noi pentru noi, să facem pentru noi, să ne facem noi ale noastre. Și Dumnezeu o întreabă, v-am dat libertate, ce ați făcut cu ea? Câte zile ați construit în România în 30 de ani? Câte orfele ați construit în România în 30 de ani? De câte ori ajută afară să împărțiți pliante, să fiți un exemplu pentru voi. Și mai am o rugăminte. Cei care spuneți că sunteți pocăiți, hai să fim pocăiți cu adevărat. Nimeni nu mi-a distrus mai mult predicele, mie și la colegii mei, decât oamenii care nu au trăit ceea ce spun că sunt. Pentru că omul din sală a zis, care s-a uitat pe TikTok sau în biserică, a zis, da, ce spune Boariu e adevărat, e bine. Dar eu am colegi care sunt ca și el, care spun că sunt ca și el și nu trăiesc. Vă rog în numele Domnului astăzi, o zis Nathan către David, pentru că ai făcut pe vrăjmașii Domnului să hulească. O zis Pavel, noi suntem o mărturie și pentru cei care sunt pe calea pierzării și pentru cei care sunt pe calea mântuirii. Haideți să fim, dacă suntem pocăiți, să fim pocăiți cu adevărat. Înveți ușura mie munca și la alții, pentru că dacă suntem toți pocăiți cu adevărat, nu mai trebuie să mergem în toată țara să predicăm. Oamenii vor spune că de cei din loc vreau să fiu și eu ca tine. Domnul să ne ajute la asta. Amin. Cristi, amin. Mulțumim că mare drag. Ai venit la Domnul să fie lăudat pentru toate. Acum sper ca tot ceea ce ai spus aici să schimbe cel puțin mentalitatea, măcar a invidioșilor să schimbe, a celor care îți fac rău, pentru că aș vrea să înțeleagă din toată treaba asta că rău nu ți-l fac ție, ci de fapt înainte Evangheliei despre care ai spus că e scopul tău principal. Frate Darius, mă gândeam la Alexandru Căldăraru, o zis Pavel, Alexandru Căldăraru mi-a făcut mult rău. Nu putea rămâne Alexandru Căldăraru în istoria Bibliei și a Bisericii ca un om care a pus umărul la Pavel? Ca un om care a zis, Pavel, ce nevoie ai avea? Hai să pun și eu, bă, nu-ți chema la predică, hai să fac și eu ceva. Fiecare până la urmă alegem cum să rămânem în istorie. Nu știu despre Tabita cum arăta, nu știu despre Tabita ce ochi avea, știu un singur lucru, că a rămas în istorie, ca o femeie cu ac și ață. Asta vreau să rămân și eu. Atunci când ceara se va stinge, când lumânarea se va termina,
cioara care va fi acolo să mărturisească despre mine că am făcut lucrarea lui Dumnezeu. Amen. Că la mulți sunt lumânări de design doar și nu ard pentru Dumnezeu. Și mai spun un lucru și am încheiat. Nici o lumânare nu își pierde din putere dacă mai aprinde încă una lângă el. Oameni buni, vă mulțumim că ați fost împreună cu noi. Sper că tot ce s-a spus astăzi aici să vă fie util, să vă provoace, să vă îndemne, să faceți ceva pentru Dumnezeu. Oamenii care iubesc pe Dumnezeu, lucrează pentru Dumnezeu, trăiesc pentru Dumnezeu, se jertfesc pentru Dumnezeu și, apropo, nu-i vorbesc de rău pe alți oameni al lui Dumnezeu care trăiesc pentru Dumnezeu, iubesc pe Dumnezeu și se jertfesc pentru Dumnezeu. Așa că noi vă mulțumim încă o dată și vă spunem așa ca de fiecare dată, până data viitoare, nu lăsați probleme să vă doboare, rămâneți în picioare.